60 de salvatori mehedințeni din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți au fost înaintați în grad. La ceremonie au participat 53 de subofițeri și 7 ofițeri. Noile distincții au fost înmânate pompierilor mehedințeni de către inspectorul șef care a condus activitatea. Bună ziua! Să trăiți! La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, noile distincții le-au fost înmânate pompierilor de către inspectorul șef al ISU Mehedinți, colonelul Stanciu Cristian, care a și condus activitatea de premiere. Dintre cei 60 de pompieri avansați în gradul următor, 7 sunt ofițeri și 53 sunt subofițeri. Cu data de 1 august 2024, ofițerii în activitate din ISU Mehedinți, care au îndeplinit stagiul minim în grad și îndeplinesc cumulativ celelalte condiții legale, se înaintează în gradul următor la termen. Înaintarea în gradul următor este un moment important pentru fiecare militar și reprezintă acumularea experienței pentru misiunile ce le vor fi încredințate în viitor. Momentul înaintării în grad este unul emoționant, mai ales pentru cei care se află la prima avansare, reprezentanți ai generațiilor viitoare.